De curând, directorul Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat despre pandemiile viitoare și a chemat țările să se pregătească pentru ele. Aceasta nu este ultima pandemie. Istoria ne învață că focarele și epidemiile sunt o realitate și cartea Apocalipsa ne avertizează că oamenii care vor primi semnul fiarei 666 vor fi acoperiți de răni urâte și acest timp vine. Trebuie să ne amintim ciumele devastatoare ale trecutului, pentru că se pot repeta. Nu de mult a încetat epidemia de variolă, care a curmat foarte multe vieți omenești. A fost învinsă abia la sfârșitul secolului 20, dar nu prin tehnologii moderne, ci utilizând proprietățile de apărare ale sângelui uman. Cu mii de ani în urmă, vorbind prin Apostolul Ioan, Dumnezeu a arătat oamenilor în Sfânta Biblie. Ei au biruit diavolul prin sângele lui Iisus Hristos. Am putea descrie în termeni militari ce se întâmplă în corpul uman atunci când în organism pătrunde virusul letal. Sângele trebuie să identifice inamicul, să îndrepte armata împotriva lui și să-l anihileze, înainte ca acesta să distrugă întreg trupul. Sângele europenilor din secolul al XIV-lea nu cunoștea ciuma bubonică, iar boala a curmat o treime din populația Europei. Mai mult de 1 milion de pelerini au plecat de Paști la Roma. 90% s-au întors acasă infectați. Astfel, boala letală s-a răspândit în întreaga lume. Călărețul morții a alergat fără oboseală pe întreaga planetă. Corăbile au plutit pe mare cu echipaje moarte. Sute de kilometri de pământ au rămas nearate. Drumurile erau pustii, nimeni nu umbla și nu circula pe ele. Dar mai groaznică decât ciuma bubonică a fost variola. Un istoric englez a scris astfel: ciuma a vizitat odată sau de două ori țărmul nostru, după cum își amintesc oamenii. Însă variola a fost mereu printre noi și a umplut bisericile de trupuri moarte, a chinuit oamenii printr-o permanentă frică și a lăsat urme urâte pe fețele supraviețuitorilor. A făcut ca mama să nu-și mai recunoască pruncul și a transformat mireasa frumoasă în ceva respingător în fața mirelui. Virusul nu a cruțat pe nimeni, nici pe cei săraci, nici pe cei bogați. Au murit mai mulți oameni de variolă decât din cauza cotropitorilor. Un soldat spaniol rănit și lăsat pe câmp în timpul unei confruntări cu indienii a infectat cu variolă un trib întreg de asteci. În 2 ani au murit 4 milioane de oameni. Scrierile istorice ale acelor vremuri vorbesc despre sate pustii fără oameni vii. Familii întregi erau moarte în casele lor. În stepele fără sfârșit ale Americii de Nord nu a fost niciun semn de viață. Peste tot erau doar morți. Gândește-te, în urmă cu doar 40 de ani, variola a distrus sufletele și trupurile omenești și a lăsat urme groaznice. Astăzi, virusul este considerat învins, dar agenții lui patogen sunt păstrați și în prezent în laboratoare, de unde s-a și infectat ultimul caz cu final letal. Toți înțeleg că virusul poate fi utilizat din nou ca o armă biologică. Însă, cum a învins omenirea variola? Biruința a fost obținută în urmă cu puțin timp datorită utilizării capacităților de apărare ale sângelui unui om pentru salvarea altui om. Întreaga omenire afla ce înseamnă să biruiești prin sânge. Doctorul misionar își amintește cum părinții lui doctori au salvat oamenii în India de la epidemia de variolă, făcând vaccinuri cu limfă. Luau limfă dintr-o mână infectată și o introduceau la 10 oameni. 10 oameni reușeau să producă atât de multă limfă salvatoare, încât era suficientă pentru a salva 100 de oameni. Metoda nu a fost desăvârșită, dar au biruit prin sânge în acele timpuri groaznice. Când fica doctorului misionar a fost în primejdie de infectare, băștinașii au dat rapid sfoară în țară că este nevoie de sângele celui ce a biruit variola. Omul care a trecut prin lupta cu variola avea sângele învingătorului, iar proprietățile de apărare ale sângelui său se transmiteau altor oameni. Fetița a fost salvată. În Biblie, de 2000 de ani este scris că cei credincioși au biruit diavolul prin sângele lui Iisus Hristos. Este cel mai mare fapt științific, medical și teologic, scris în Sfânta Scriptură și descoperit de curând. Sângele are proprietatea de a birui și noi nu biruim prin puterea sângelui nostru, ci prin sângele lui Hristos. El a luat asupra sa toate bolile și păcatele, a murit și a înviat. Sângele lui este sângele învingătorului. El curge în trupul lui Iisus, în biserică. Aici ne vaccinăm, ne unim cu sângele lui Iisus prin pocăință, prin scufundare în cuvântul și în Duhul Sfânt și primim imunitatea lui Dumnezeu și protecția de blesteme, iad și diavol.
căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Aleluia! Însă este o problemă. Mulți au citit acest verset și atât. Dar mai departe este explicat. Da, printr-o singură jertfă, El ne-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna. Dar este un dar. Să vedem în versetul următor. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă Dumnezeu m-a făcut desăvârșit, inima mea nu este neascultătoare, ci ascultătoare și plină de credință. Înseamnă că El a dat gânduri, că în capul meu nu sunt supărări, în capul meu nu sunt curvii, nu am mândrie, nu am atitudine de concurență, nu este mamona. Acest lucru se numește desăvârșire. Aha, iată cum este. Da, exact așa. Dacă s-a întâmplat în viața ta, versetul 14, a făcut desăvârșiți pentru totdeauna, atunci versetele 15, 16, 17 dau explicațiile. Acest lucru înseamnă că începi să devii desăvârșit, să devii tot mai mult ca Hristos, să te naști din Dumnezeu, iar cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Amin! Nu ai gânduri cum să plec și să joc jocuri, să urc în tank mai repede, ci cum să ascult mai multe predici, să propovăduiesc mai mult cuiva și cum să fac aceasta până la marginile pământului. Carantina durează de jumătate de an. Pastore, câte filme ai vizionat în acest timp? Niciunul. Dar tu câte? Dar câte jocuri ai jucat? Niciunul. Dar ce faceți, pastore? Mâncăm, dormim, iar biserica crește. Liderii ne scriu și ne întreabă dacă ne odihnim. Ei spun că merg la muncă, dar noi cu ce ne ocupăm? Nu facem nimic. Producem antibiotice duhovnicești. Creăm și pompăm imunitate duhovnicească. Creăm materiale de evangelizare. Tu apeși o tastă și ele funcționează. Creăm multe materiale artistice, laudă, închinare, pâinea zilnică, revelațiile, ca să-ți fie ușor să apeși pe taste și să propovăduiești în toată lumea. Ce faceți, pastore? Și mai luăm și bâta și te fugărim. Scoatem lucrurile nepotrivite din tine. Am prins un lider și i-am zis, nu ești lider, ești un sac cu draci. Și scutur acest sac. Ce faceți, pastore? Scot dracii din tine. E lider. Spuneți-mi, a păstrat acest lider legământul? Dar un astfel de credincios păstrează legământul? Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Cum vi se pare? Aleluia! Aleluia!
De ce vă bucurați? Sunteți în legământ? Este doar pentru cei care au păstrat legământul, pentru cei duhovnicești, pentru cei la care mintea este în regulă, inima este în regulă. E vorba despre cei care se gândesc la lucrurile de sus, duhovnicești. Amin. Ce spune Dumnezeu? Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Aleluia! Spune aleluia! Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Cum avem intrare? Prin sânge. Prin legământ. Nu putem altfel. Dacă în viața noastră nu este sângele, legământul, suntem nimeni pentru Dumnezeu. Dacă nu veghem, acționează sau nu sângele? Apostolul Ioan a spus că sângele acționează când suntem în lumină și avem părtășie cu apostolii. Atunci sângele lui Hristos ne spală după ce mărturisim orice păcat. Iată cum este. Poate vrea doar pastorul ca oamenii să se pocăiască, să mărturisească și să umble în lumină. Nu! Este nevoie să te speli la fund pe tine. Nu este suficient să te scuturi ca pe un sac, pentru că ești plin de rahat. O scuturare nu este suficientă. De aceea avem nevoie de sângele Domnului, ca El să ne sfințească, pentru că tot ce gândim despre noi este un fleac. Amin.